Bun găsit, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, suntem din nou împreună și ne-am propus în această emisiune să continuăm să vorbim despre călătoria pe care creștinul o face spre cetatea cerească. Am ajuns la momentul în care creștinul se confruntă cu Apolion. De aceea le spun bun venit și invitațiilor noștri din această ocazie. Este vorba de pastorul Bogdan Dumitru, bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit și eu. Și uh, Florin Bică, redactor și autor de cărți pentru copii la editura Viața Sănătate. Bun regăsit, Florin! Bun găsit! Uh, cumva trebuie să facem legătura între uh, momentul acesta pe care îl discutăm în această emisiune și uh, armura cu pe care creștinul a primit-o. Este clar că el a primit-o pentru o astfel de confruntare. Uh, ce este particular în această confruntare între creștin și Apolion? Și de ce Apolion? Ce semnifică numelele lui? Și ce, ce sens ar avea el? Ce rol ar avea el în viața creștinului? Lui Apolion este în alegoria lui Bani în un Alt nume pentru diavol. Aceasta este o luptă directă a creștinului cu diavolul. De aceea, probabil că în mintea celui care cunoaște Biblia, prezește amintirea uh, confruntării din pustie între Isus Hristos și uh -huh. diavolul, pentru că este o confruntare directă. Aici nu avem de-a face cu un demon sau cu un duh rău sau cu un alt personaj negativ, ci este cum s-ar zice, chiar căpetenia uh, tuturor acestora. De altfel, Apolion, în uh, discuția lui uh, cu creștinul, se prezintă pe sine ca domn stăpânitor al acestei lumi. El pretinde că acest uh, personaj, creștinul, uh, îi este supus, pentru că el lui aparține lumea respectivă, fie că vorbim despre uh, cetatea pierzării și toate celelalte domenii sau locuri pe unde a, pe unde a trecut uh, creștinul. Uh, și în, acest, în această luptă, vedem că uh, destul de repede, în, uh, în poveste, creștinul are nevoie de armura pe care a, uh, a primit-o. Dar, uh, dacă citim povestea, să zicem așa, cu ochii unor copii, ca pe un roman de aventuri, vedem uh, o luptă fizică, în realitate aceasta este o luptă spirituală. Este o luptă în care ceea ce vedem, să zicem, în alegorie, ca o confruntare cu sabie, cu scut, cu săgeți și așa mai departe, în fapt este o bătălie care se petrece unde? Care e, de fapt, locul unde se duce această, această luptă? Că este o luptă pentru mintea omului, pentru inima lui, pentru sufletul lui. Și este o luptă dificilă, este o luptă, este o luptă grea, Creștinul, chiar în prima fază, are dubii dacă să se angajeze în această, dacă să intre în această confruntare. Pentru că, până la urmă, orice creștin de pe lumea asta, dacă ar ști că urmează să se lupte direct cu Diavolul, ar avea niște temeri, să zicem, Acum, justificate. Acum găsim vreun rost, vreun sens pentru această luptă, pentru această confruntare? Adică are vreo valoare pentru cei implicați? Vorbim aici de diavol, Apolion, vorbim de creștini, adică vorbim de noi și vorbim de Dumnezeu de cealaltă parte. Cumva Dumnezeu e în fundal în această confruntare care se dă. Da, dar vedem în etapizarea. Progresului acestui creștin, faptul că el a fost pregătit tocmai pentru această luptă. Uhum. Încercările sunt graduale în experiența lui. Și el primește armura tocmai la momentul potrivit pentru a se lupta cu Apolion. Chiar dacă nu-l vedem pe Dumnezeu în prim plan, vedem cum parcă este în spatele tuturor evenimentelor și controlează experiența acestui călător, în așa fel încât el pentru fiecare încercare să fie suficient de pregătit ca să dea piept cu ea. Până aici nu a avut nevoie de o armură atât de solidă cum are pentru lupta aceasta. Pentru că până în acest moment el s-a confruntat doar cu supuși ai lui Apolion. Da? Am putea spune încercării mai mici. Dar în momentul acesta, odată cu Dezvoltarea experienței creștinului a venit momentul în care el se confruntă față în față cu diavolul însuși, nu cu supușii lui. Și pentru lucrul acesta, Dumnezeu deja l-a echipat în armură, nu după, ci înainte. Mi se pare extraordinar aspectul acesta. În viața fiecărui creștin avem încercări și încercări, însă una dintre ele, fiecare dintre noi avem o sensibilitate față de ceva acolo unde trebuie să ducem cea mai puternică, cea mai puternică luptă. Vom vedea că în curând el va întâlni un nou călător care are, a avut o altă experiență decât el, alte lupte. Acela s-a potignit în alte lucruri decât s-a potignit creștinul nostru și el nu a avut o luptă la fel de puternică cu Apolion cum a avut acesta. De ce? Aici este o luptă spirituală cu cea mai mare tentație pe care uh, personajul nostru o avea. Și anume, după ce a urcat muntele greutăților și a ieșit învingător, acum ajunge în valea umilinței. Uh, călătorul nostru avea o problemă cu, cu mândria, cu umilința, din câte uh -huh. se pare. Pentru că, tocmai în valea umilinței, el dă cea mai aprigă luptă, pe viață și pe moarte. Uh, și la fel se poate întâmpla în viața foarte multor creștini după ce uh, ai căpătat un pic de experiență, ai obținut câteva victorii, riști să, să te mândrești cu rezultatul pe care tu l-ai obținut și să crezi, a, de aici încolo sunt pe picioarele mele, am suficientă experiență, sunt un creștin uh, cu potențial și riști în momentul acela să-ți alunece piciorul. Și aici uh, spune, în timp ce Cobora panta de pe muntele încercărilor spre Valea Umilinței spune pe cât de obositoare era urcarea pe munte, pe atât de grea și de deprimejdioasă era coborârea. De multe ori noi suntem atenți la uh, urcuși când dai piept cu încercarea, dar nu mai ești atent atunci când cobori. Dar s-ar putea coborârea să fie la fel de periculoasă ca uh, încercarea însăși. De ce? Noi atunci când dăm piept cu încercarea, ne strângem uh, toți mușchii spirituale, aș putea să spun. Suntem atenți, vigilenți, dar după ce a trecut încercarea, după aceea spunem, a, acum e timp de repaus. Dar e posibil ca atunci diavolul să vină să te lovească în experiența spirituală și atunci să cazi. De asta trebuie să fim vigilenți în continuu, mai ales în locurile în care știm că suntem uh, sensibili spiritual. Vreau doar să spun că claro. în moment, am reținut un detaliu, și anume că în momentul acela al coborârii spune Banien că creștinul a avut două alunecări ușoare. <laughs> și exact asta cumva întărește ceea ce spunea Bogdan, anume că în momentul în care ai, să zicem, reportat o biruință, o victorie spirituală, poate apărea un moment de relaxare. Uh, și interesant este că totuși, dacă citim cu atenție textul, vedem că creștinul era precaut. Asta este e, e ca un fel de avertizment. Fii atent că chiar și atunci când ești precaut, ți se poate întâmpla ceva. Pentru că uh, până la urmă, acesta este un, să zic așa, un război pe viață și pe moarte. Știu că sună adică pompos. Dar de fapt, este un război pe viață și pe moarte, pentru că de fapt, miza asta este uh, viața fiecărui suflet în parte. Și e interesant modul în care îl abordează în primă fază Apolion pe creștin. Pentru că sunt mai multe tehnici acolo. Prima dată îl ia tare. Dacă vă amintiți portretul lui Apolion labe ca de urs, gură ca de leu, aripi ca de balaur, adică exteriorul acesta așa oarecum fantasy te trimite cu gândul la cine știe ce creatură dubioasă, un fel de dragon, de zmeu, nici nu știm să spunem exact ce anume Dar exteriorul de fapt vrea să reflecte un interior, răutatea lui interioară, a lui Apolion Și în momentul în care creștinul probabil dă ochi cu el, se, poate, se, se sperie dacă, Florin, Poate este și o exemplificare a multor fațete pe care Apolion poate să le ia Probabil leu. Pute, urs, putere. Și, da. și... Acum mai surprin și eu un plan uh, legat de discuția noastră. Confruntarea, de fapt, se dă pe două paliere. Uh, sunt acuzații, iar după aceea urmează confruntarea fizică. Să vedem vreo semnificație în ceea ce da, Banian a scris aici. Sunt mai mult decât uh, acuzații, pentru că, uh, spuneam uh, mai devreme, prima dată îl abordează cu duritate Sperând că sperii, se va numi da, prin, prin frică. Apoi, da. Apoi, dacă vede că nu funcționează, văzând că nu funcționează lucrul acesta, îi promite că îi oferă tot ce e mai bun în lumea aceasta. Atenție la expresia în lumea aceasta. Deci trece la o altă tehnică. Ecou al ispitirii Domnului Iisus -ex Exact, exact, dar de aceea spuneam că ai senzația uh -huh. că, re că recitești episodul din Matei, capitolul 4. Apoi, după ce dă eșec și cu promisiunea, iarăși folosește, de exemplu, îi mai spune că nu a fost, cum să zic, nu a fost în siguranță, mâinile lui Hristos, că el îi poate oferi protecție. Și ceea ce mi se pare de-a dreptul ridicol, dacă stai să te gândești, într-un final, Apolion îi spune creștinului Că îi oferă iertarea, ceea ce este, este foarte tare, și probabil că putem găsi anumite aplicații sau corespondente în, în lumea reală, în, în viața noastră. Ce fel de iertare ne poate oferi diavolul, sau în ce fel ne putem lăsa noi înșelați gândind că am fost iertați, fără să fi primit cu adevărat iertarea, pentru că iertarea o poate oferi doar Hristos. Însă, iată ce interesant că el se pune în locul lui Hristos, propunându-i să -i ofere el uh, iertare creștinului. Da, uh, tot în contextul acesta al uh, confruntării celor doi, uh, mi se pare interesant, uh, uh, în primul rând, aspectul acesta că Apolion îi cunoaște toate greșelile. Deci, în toată călătoria aceasta pe care creștinul a parcurs-o, sunt două personaje care stau în spatele lui. Îi cunosc fiecare pas, fiecare detaliu, dar pe care nu le vedem în mod direct. Pe de o parte este Dumnezeu, care îl protejează și îl călăuzește din umbră, fără ca să îl vedem în prim plan, dar pe partea cealaltă este și Apolion, care este atent la toate uh, greșelile, uh, toate trăsăturile, pentru ca să știe unde să-l lovească. Și aici îi amintește tot ceea ce a făcut el greșit pe drumul acesta. Zice, uite, de când ai început drumul ăsta, ai căzut în mlaștină. După aceea, ești vinovat pentru că ai crezut pe cine nu trebuie și ai mers în direcția care era greșită. Uh, și după aceea a adormit, îi spune. Uh, și încearcă prin felul acesta să-i spună, tu ești nevrednic, tu te aștepți să ajungi până la capăt cu toate nevredniciile acestea ale tale, E momentul să te întorci, să faci ceva. Dacă în încercările astea ușoare tu ai căzut, gândește-te ce să urmeze de aici încolo. Fii atent, uite, eu îți ofer o soluție. N-are rost să-ți chinui sufletul. Mă gândesc că lucrul ăsta copleșește mulți creștini. Când te uiți la neputință... Oferta aceasta pe care diavolul o face... Da, dar imaginea aceasta pe care diavolul o creionează. Pentru că atunci când ajungi într-un moment de deznădejde, îți vin în minte... Toate căderile pe care le-ai avut, tot ceea ce ai făcut greșit în viața de credință, și ajuns la un moment dat să zici, Doamne, eu n-am făcut nimic bun, nu, nu merit. Nu merit și Dumnezeu m-a părăsit pentru tot ceea ce am făcut, pentru toate greșelile pe care le-am făcut. Însă este interesant că creștinul stă neclintit în fața acestor acuzații. De ce? El știe că Dumnezeu l-a iertat. Față de toate greșelile acestea, sentimentul iertării este esențial în viața unui creștin. Sunt creștini, am fost într-o ocazie, într-o vizită la o bătrână de peste 80 și ceva de ani, foarte bolnavă, se apropia ultimele clipe din viața ei și lucrul care o măcina cel mai mult era, zice, Dumnezeu cred că m-a pedepsit pentru greșelile tinereții mele. La 80 și ceva de ani, ea încă nu putea să-și ierte și să uite greșelile tinereți. Nu știu ce greșele avea, dar mulți oameni, cu toate că se roagă lui Dumnezeu, ei nu pot să creadă Dumnezeu i-a ieretat. Ei nu pot să-și lase bagajul cu păcate și povara aceasta, nu, poate, nu pot să o lase în urmă. E important atunci când mergem la Dumnezeu, cum e cazul creștinului acestuia, da, am greșit, dar greșelile acestea le-am adus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a eliberat. Eliberarea aceasta trebuie să o credem noi, în primul rând, ca să putem să fim eliberați. Și după ceea, aceea e oferta. Ceea ce tu punctezi este oarecum surprinzător, sau s-ar putea să fie surprinzător pentru unii dintre noi. De ce? Pregătirea nu are loc în momentul confruntării, ci toată, tot drumul, tot pelerinajul, de fapt, este constant pregătirea lui pentru momentul acesta. Nici n-ar trebui, trebui să considerăm momentul confruntării ca fiind uh, apogeul vieții spirituale. De aici, gata. Ci înțelegem cumva că tot, pe tot acest traseu el s-a pregătit pentru un astfel de moment. Te gândești cum ar fi arătat lupta aceasta dacă ar fi fost uh, la începutul călătoriei lui sau chiar înainte să primească da, mă, armura? Da, mă, asta e aici. Aici este aspectul da? important. Fără armură se crea un dezechilibru asta major. Este. Dar Dumnezeu i-a oferit tot ceea ce avea nevoie la momentul, la momentul potrivit. Și în felul acesta, el a fost pregătit tocmai pentru confruntarea asta. Aș vrea aici să mai subliniez un aspect. Și în armata diavolului sunt diferite grade de ispită. Să nu uităm faptul că în pustie ispitirii, când Domnul Isus Hristos a fost ispitit, diavolul nu a oferit, cum să zic, rolul acesta de ispititor niciunui dintre, niciunul dintre supușii lui. Pentru că nu a considerat pe niciunul vretnic să-l ispitească și să aibă sorți de izbândă înaintea Domnului Hristos. Deci, asta ne face să credem că și în armata diavolului sunt îngeri mai puțin experimentați și alții mai mult experimentați în și retlicuri. Asta se întâmplă și în viața creștinului. Uneori suntem ispitiți de lucruri mai mărunte, dar atunci când diavolul vede că nu poate să ne biruiască în felul acela, aduce o ispită mai experimentată și mai experimentată. Și până într-un final, el însuși este cel care ia lucrurile mâini și vine, trebuie cu orice preț să te dea peste cap. Dar dacă te prinzi de Dumnezeu, ești biruitor. Acum, ce mi se pare, iarăși, Important în capitolul acesta este că uh, Apolon, diavolul, îl atacă la un moment dat frontal pe Hristos. Vrea să-l facă pe creștin să se îndoiască, să-l pună la îndoială pe Isus Hristos. Și în sensul acesta aduce ca argument uh, martirii. Și spune, uite, oameni care au mers pe același drum pe care mergi tu acum și uite ce au pățit. Au murit. Deci, Hristos nu te poate apăra, eu te pot salva. E un argument aici. Și este foarte interesant cum Banian introduce un subiect, zic eu, relevant aici, și anume acela al imaginilor distorsionate despre Dumnezeu. Pentru că chiar și în lumea în care trăim noi, auzi adeseori oameni care resping pe Dumnezeu argumentând pe baza unor imagini distorsionate, false, pe care le au despre Dumnezeu. Că Dumnezeu este așa, că ați citit probabil articole diverse în care Dumnezeu a acuzat de genocid, mai sunt cărțile lui Dawkins în care se citează bă, aiurea din Biblie și sunt aduse argumente biblice care dovedesc că Dumnezeu este rău sau ceva de genul acesta. Ei, este, un, este și asta o tehnică a diavolului de a pune în mintea omului o imagine falsă despre Dumnezeu. Iar dacă omul acela nu l-a căutat cu adevărat pe Dumnezeu și se bazează doar așa pe din auzite, din ce au zis cei care sunt împotriva lui Dumnezeu, automat. Apare o, mai, în mod mult mai ușor o reacție de respingere a lui Dumnezeu, pentru că îl consider pe Dumnezeu dușmanul tău sau. și e internetul plin de astfel de texte și de comentarii în, în sensul acesta. E comentarii care, din care rese că Dumnezeu. Nu, nici nu are vreun interes. Dumnezeu este acuzat pentru lumea aceasta, Dumnezeu este acuzat de tot ce se întâmplă rău pe lume, el este văzut, de fapt, cauza ultima lucrurilor rele care ni se întâmplă nouă. eu, eu e și asta un, sau dacă ne gândim, o, o mare realizare, Dumnezeu. dar în ghilimele zis lucrul acesta, a diavolului de a pune opera lui în seama lui Dumnezeu. Și de a se folosi. În clipa în care ne atacă, de acele imagini pe care tot el le-a așezat în mintea noastră. Urmează momentul confruntării, iar după acest moment apare un element care pe mine m-a surprins, trebuie să recunosc că m-a surprins, și anume rănile pe care creștinul le are. M-aș fi așteptat raportându-mă la viața creștină așa cum este ea, apropo de imagini false, raportându-mă la imaginea creștină pe care noi o avem legat de viața noastră, ca având armură să nu aibă nicio problemă, adică din această confruntare să iasă fără nicio scârietură. E, autorul ce vrea să transmită prin aceste răni pe care creștinul le are? Noi din această confruntare Ieșim cu răni? Deci așteptarea pe care creștinii de multe ori o au este aceea ca ei niciodată să nu fie atenți, niciodată să nu fie răniți de atacurile celui rău. Dar viața demonstrează că de multe ori atunci când ești biruitor, și tu la rândul tău trebuie să sacrifici anumite lucruri. Însă lucrul acesta este total în contrast cu ceea ce suntem învățați astăzi în societatea în care trăim. Astăzi suntem învățați să ajungem la un compromis, să nu, cum să zic, și eu să am de câștigat și tu să ai de câștigat. Așa este mentalitatea astăzi. însă din punct de vedere spiritual, cu diavolul și cu uh, tentațiile din viața ta, nu poți să, să ajungi la un compromis. Ești ori de partea lui Dumnezeu, ori le biruiești, ori Rămâi pradă, rămâi pradă lor. Mi se pare interesant lucrul acesta. La un moment dat Banyan vorbește despre faptul că Apolion spune s-a pus de-a curmezișul drumului. Deci și să vrei să-l mai ocolești, nu mai poți. Singura metodă de a merge mai departe este confruntarea directă. Altfel nu mai, nicio, nu mai este nicio variantă. E, asta este lupta creștinului. Atunci când ai o o adicție, de exemplu. Adicția aceasta, la un moment dat, Dumnezeu te pune în uh, ipostaza în care, pentru a merge mai departe, trebuie să decizi categoric. Ori o biruiești, o birui, uh -huh. ori ca să cu totul, cu totul ei. E, în lupta aceasta pe care o duci cu diferitele aspecte din viața ta, uneori rămân anumite cicatrici pe care le purtăm cu noi. Pentru totdeauna. Domnul Hristos, din lupta, itinerariul acesta pe care l-a avut pe pământ, spune, va purta pentru totdeauna urmele cuielor și i a suliții care i-a lovit cu asta. Deci, însuși Domnul Hristos poartă semne ale luptei pe care el a dus-o. Pentru că lupta aceasta nu este o luptă superficială, este o luptă care rupe din noi anumite lucruri. E nevoie să fim curățiți ciopliți la un moment dat și la fel ca în războaiele fizice când vitejii se întorceau, când erau primiți acasă, se vedea istoria luptei prin cicatricile pe care ei le purtau. La fel sunt și creștinii. Cred că minute un minute mai avem. Un exemplu biblic care răspunde la întrebarea pe care ai pus-o este acela lui Iov, care a dus o luptă cu diavolul, și acolo, cumva pentru noi, care nu vedem realitățile spirituale cu ochii noștri fizici, se trage cortina din fața ochilor noștri ca să putem vedea această bătălie. Și eu, cu siguranță, suferă tot felul de răni, începând cu faptul că își pierde copiii și apoi, în mod fizic, este lovit de boală. Deci, în confruntarea cu diavolul, sigur că. Ota părea și răni de tot soiul, dar asta nu l-a împiedicat pe Iov să câștige lupta. Așa uh -huh. cum și creștinul din cartea pe care o dezbatem aici, reușește până la urmă să-l pună pe fugă pe, pe Apolion. Și mi-am mi notat o frază, mi-a plăcut. La un moment dat spune Baniel așa creștinul își scoase acum sabia căci vă, văzu că venise vremea să se dovedească viteaz. Adică există un moment de îndoială, Stai e diavolul, ăsta e Apolion, e periculos, uite ce la B de ursare. Dar exact cum spunea și Bogdan, se pusese de-acurmezișul drumului și zice, a venit momentul în care și-a zis ori, ori. N-am variantă, și pentru că era conștient că nu, alternativa de a se întoarce nu era acceptabilă, îi spune, a văzut că nu mai poate evita lupta aceasta și a intrat într-o confruntare, a acceptat confruntarea aceea directă, din care, deși rănit, a ieșit până la urmă mm. victorios. Și interesant că după aceea cântă, pentru că nu-și nu -și atribuie sieș victoria, uh, victoria ci-și dă seama că. Victoria aceea a fost posibilă datorită Împăratului, datorită lui Dumnezeu. E ultimul aspect pe care îl subliniază capitolul acesta este modalitatea prin care el obține această victorie. Arma cu care Apolon a fost înfrânt este sabia cu două tăișuri. Este cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Florin mai devreme despre faptul că diavolul a încercat să-l intimideze, și după aceea să-i creeze o imagine greșită despre Dumnezeu. Se spune să încerce să inoculeze în minte anumite lucruri pe care el îi le asuma lui Dumnezeu. E, modalitatea pe care putem să înfrângem lucrurile acestea este sabia du cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, este o sabie cu două tăișuri. Domnul Hristos l-a învins pe diavol în, în pustia ispitirii prin stă scris. Atâta timp cât noi nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, diavolul foarte ușor poate să ne păcălească, pentru că nu știm ce e bine și ce e rău. Însă cuvântul lui Dumnezeu este atât o pavăză, un scut, cât și o armă în lupta cu ispitele din viața noastră, cu diavolul însuși. De aceea, cred că capitolul acesta face apel la ceea ce este la îndemâna fiecăruia dintre noi, care poate să ne protejeze și anume cuvântului Dumnezeu. Creștinul pentru a fi puternic are nevoie de această armă. Trebuie să cunoască Biblia pe care a lăsat-o Dumnezeu ca protecție în fața falsității din jurul nostru. Florin, Bogdan, vă mulțumesc mult. Din păcate timpul nostru s-a consumat și de această dată foarte repede. Vă mulțumesc pentru prezența voastră și vă dau o întâlnire în ocazie viitoare. Domnilor și domnilor, ca de fiecare dată, vă facem așa o trimitere către această carte, o carte excepțională, o carte citită de foarte mulți creștini de-a lungul timpului, Călătoria Creștinului de John Bunyan. Până data viitoare, să aveți parte de multe binecuvântări și mult bine, toate cele bune.